Deoarece tot mai mulți elevi și studenți își caută un loc de muncă în perioada vacanței de vară, AJFM Mureș le oferă această posibilitate. În prezent, la sediul agenției sunt înregistrați un număr de 52 de absolvenți angajați, din care 48 sunt elevi și 3 sunt studenți. Pe perioada vacanței, absolvenții se pot încadra. La ora actuală avem 51 de absolvenți angajați, din care 48 sunt elevi și 3 studenți. Angajatorii beneficiază de o sumă de 250 de lei pentru fiecare elev sau student, asta înseamnă jumătate din valoarea indicatorului social de referință. Perioada maximă de angajare este de 60 de zile într-un an calendaristic, dar neapărat trebuie să fie pe perioada vacanței. Elevii și studenții care sunt interesați încă își mai pot depune dosarul de angajare la sediul AJFM Mureș, dar pe o perioadă determinată. Cei care sunt elevi aflați în vacanțe și au vârsta sub 18 ani, programul de lucru este de 6 ore pe zi, 30 de ore pe săptămână. Cele mai multe locuri de muncă sunt în domeniile lucrători comerciali, ospătari și bucătari. Angajatorii pot beneficia de stimulentul de 250 de lei pe lună dacă au încadrat elevi sau studenți cu contracte de muncă temporare cu durată egală sau mai mică decât vacanța și au încheiat o convenție cu Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă.